O companie românească de cercetare, dragii mei, în domeniul IT-ului, a creat un sistem inteligent care poate monitoriza, analiza și interpreta zeci și zeci de parametri din aer, sol, temperatură, ideal pentru un management de bună calitate și pentru o agricultură deosebită la noi în țară. Acest sistem este deja implementat la o seră din Prahova. Să vedem și noi cum este. Îmi face o mare plăcere să revin în Prahova, la Cocorâștii Colț, în grădina familiei Lee din Coreea de Sud, dar de data aceasta nu pentru a vorbi despre cine știe ce plantă asiatică, ci pentru că am aflat că aici s-a implementat un sistem de seră inteligentă. Doamna Nicoleta Stanciu, spuneam, mă bucur să ne revedem. Cum funcționează această seră? Cât de mult v-a ajutat? Cât de mult înlocuiește activitatea, munca dumneavoastră? Da, noi am fost foarte deschiși când au venit domnii și ne-au propus să pună acest sistem. Prima dată am avut puțin dubii, dar după ce ne-au montat acest sistem, am fost foarte încântată, pentru că dimineața, deci nu trebuia să mai deschidem noi solariile. Când se obținea o temperatură mai mare, se ridicau singure aerisirile, pornea ventilatorul, sau când începea vânt. Am fost foarte surprinsă să văd că o parte din partea vântului se închide și după aceea cealaltă. Deci e un sistem foarte, foarte bun. Nu mai depindem de oameni. Și știți... Cam câți oameni a înlocuit acest sistem? Păi nu cam câți oameni, dar să știți că nu mai stai cu grijă foarte mare, pentru că trebuie când să închizi, când să deschizi, când să dai drumul la apă, când... Deci nu mai stai cu grija aceea să mă duc să văd ce fac plantele. Merg foarte bine, fără să ne mai uităm noi că sunt nu știu câte grade în solar sau că nu are apă. Că știți, mai ne dăm după treabă și putem uita, dar sistemul nu uită. Domnul Răzvan Ungurelu, reprezentați partea tehnică a companiei care implementează aceste sere inteligente. Cum se numește sistemul și ce știe să facă mai exact? Sistemul se numește SysAgria. Este un sistem de monitorizare și comandă destinat principal oricărei culturi agricole. Aici vedeți un sistem care automatizează complet o seră sau un solar. El monitorizează până la 92 de parametri, atât din aer cât și din sol. În cazul de față avem mai puțini senzori montați, deoarece nu este nevoie de mai mulți. Și prezintă avantajul că în timp real, beneficiarul poate vedea toți parametrii și poate primi alerte în caz că un parametru, de exemplu temperatura, este foarte crescută sau umiditatea la fel. Poate lua măsuri singur sau automat sistemul poate prevede pe baza unor scenarii, poate să ia singur măsuri de precauție și de preîntâmpinare a unor astfel de situații. O altă valoare, un alt parametru important ar putea fi, dacă dorește să monitorizeze, pH-ul solului. pH-ul poate fi influențat de substanțele care se aplică sau chiar de cantitatea de apă aplicată. De asemenea, macronutrienții îi măsurăm prin măsurarea electroconductivității. Am văzut că aveți aici deja instalat sistemul, este un sistem funcțional. Aș vrea, pe înțelesul oamenilor, să spuneți ce reprezintă toate aceste elemente. Sistemul monitorizează în principal parametrii din aer și din sol. În aer avem temperatură și umiditate, un senzor care măsoară evapotranspirația la nivelul frunzei, el simulează efectiv ce îi se întâmplă unei frunze reale și este poziționat în general în poziția medie a frunzei culturii respective. Adică este o frunză electronică. O frunză electronică, exact. Da. În sol avem un senzor de electroconductivitate și un senzor de temperatură și umiditate. Toți acești senzori, împreună cu senzorii de direcție și de viteză a vântului, generează în sistemul nostru un pachet informațional pe care softul respectiv îl prelucrează și ia deciziile cele mai bune pe baza unor presetări pe care cel care gestionează sera și le-a propus. Cum ajung toate aceste informații la fermier?
Noi colectăm datele la fiecare 15 secunde. Ele sunt transmise prin GPRS într-un server, iar beneficiarul poate vizualiza într-o aplicație, fie pe telefonul mobil, fie pe orice computer, în timp real poate vizualiza aceste date, iar alarmele sigur că sunt primite cu prioritate de către acesta. Cine monitorizează toți acești parametri generați de sistem? Cine stă cu ochii pe telefon? Deocamdată eu o să fac chestia asta, deci să fiu cu ochii pe telefon, dar ne anunță, deci nu trebuie să stăm numai cu ochii pe telefon, că ne dă singur semnalul că nu e ceva ok. Deci dacă se întâmplă ceva sau așa, deci ne anunță singur. Ați remarcat ceva în creșterea plantelor? E ceva diferit crescând în sistemul ăsta așa foarte controlat? Da, să știți, pentru că noi putem să zicem că e o temperatură bună, potrivită. Intrăm în solar, spune, e bine pentru plantă, dar nu măsurăm temperatura la fel cum măsoară un termometru. Deci una e să ți se pară că e 20 de grade și una e să știi sigur că sunt 20 de grade în solar. Adică nu mai cântăm după ureche, da, ci o facem după partitură. Da, da, o facem profesional, cum ar veni, nu începători. Da. Am văzut că aveți salată China sau ce este în spatele nostru. Și spuneți-mi, eu n-am mai văzut-o până acum în solar. Știu că o aveați în câmp. Da. E mare. Da, dar apreciați noastră cum este față de ce a crescut în câmp. Pentru că a mers foarte bine și foarte repede. A crescut într-un timp scurt, foarte repede și foarte frumos. Nici nu au intrat boli, pentru că și umiditatea e măsurată și pornește ventilatorul când e umiditate foarte mare. Deci e altceva. Altceva. În câmp nu putem să măsurăm temperatura și totul. S-a dezvoltat foarte bine. Deci în termen de temperatură optim s-a dezvoltat foarte bine. Ce fel de alarme primește? De exemplu, primește o alarmă foarte importantă și anume că vine o furtună. Senzorii de direcție și de viteza vântului presetați pe anumite intensități ale vântului iau decizia să închidă lateralele serei cu precădere cele aflate către frontul care se apropie. În felul acesta se conservă temperatura și se evită un potențial accident, un dezastru, să dispară sera între timp. Iar softul, de asemenea, are o funcție foarte importantă și anume că, prin intersecția datelor pe care le culege în timp real, poate să avertizeze asupra apariției unor potențiale boli specifice culturii respective. Dacă se întâlnesc anumiți parametri, nu? Da, să zicem banal, doar temperatura și umiditatea, să le luăm în calcul pe acestea două. Știm bine că unele boli apar în anumite condiții. Dacă acele condiții se îndeplinesc pe o durată de 24 sau 48 de ore. Deci deja când softul vede că sunt 24 de ore, preavertizează, dacă sunt 48, dă alarmă. Uite. Poate funcționa în cultură mare și de câte astfel de sisteme este nevoie pe o suprafață mai mare? Noi recomandăm, în urma discuțiilor cu specialiștii din agronomie, să se monteze un aparat undeva la 10-15 hectare. Nu este relevantă această informație pentru că și cele 10 hectare, de exemplu, dacă vorbim de un deal, s-ar putea să fie nevoie să fie montate două la 10 hectare ca să captăm informații fie din vale, fie din vârful dealului. Dar cam aceasta ar fi o recomandare. Montajul se realizează foarte ușor, nu este o problemă pentru nimeni să monteze un astfel de aparat. Noi asigurăm montajul acestor sisteme. Este o lucrare de durată? Cât durează, practic, să montați acest sistem? Acesta se poate monta în aproximativ 2 ore. Perfect. Ce faceți în situația în care vă aflați în zone unde nu aveți semnal de internet? Că bănuiesc că toate aceste date au nevoie de transmisie pe internet. Da, acest sistem comunică prin GPRS, însă pentru zonele izolate, așa cum spuneți, unde semnalul GPS nu este suficient de puternic, noi avem o variantă care comunică prin LoRa, până la 100 de kilometri în câmp deschis, și preluăm semnalul după aceea și îl transmitem către server. Semnal radio? Sau ce înseamnă? Da, e vorba de un semnal radio,
Putem forma cu mai multe aparate, dacă un fermier achiziționează de la două în sus, putem forma o rețea, iar aparatul care este cel mai aproape de un semnal GPRS, atunci va comunica cu serverul. Cam ce autonomie are un astfel de sistem? Stau să mă gândesc cam cât poate să plece în concediu un fermier, să uite de seara lui, de cultură, să spunem uitat, că nu o să uite niciodată, dar să spunem cât timp nu trebuie prezența omului în această seară. Acest sistem este alimentat la rețeaua de 220, dar beneficiază de un sistem de backup. Deci, practic, chiar dacă se oprește curentul electric, acționarea, citirea senzorilor și acționarea motoarelor care ridică și coboară jaluzele laterale nu va fi întreruptă. De asemenea, softul poate fi deschis în orice moment pe orice device, deci poate să plece liniștit în lume că are control total. Îl am alături de mine pe Adrian Zărnescu, unul dintre cercetătorii, oameni care a lucrat la acest sistem, un echipament inteligent aplicabil astăzi într-o seră. Spune-ne, te rog, Adrian, dacă acest sistem poate funcționa și în cultura mare, dar și în alte sectoare ale agriculturii. Acest sistem, așa cum ai spus, este un sistem inteligent care poate fi implementat în absolut orice tip de cultură și a fost instalat în mai multe zone ale țării, în diverse ferme, inclusiv pomicole, viticole și în cultura mare, în porumb, orz, orzoaică și grâu. Cât de mult eficientizează activitatea fermierilor și cât de mult contribuie la managementul unei ferme? Foarte mult. În primul rând, dacă ne gândim la cantitatea de substanțe cu care se stropesc marile culturi, având inputurile necesare, putem reduce aceste cantități astfel încât planta să primească doar atât de cât are nevoie și în felul ăsta putem proteja și solul de degradare. Sunt convinsă că prin acest sistem se înlocuiește și forța de muncă, oamenii care, iată, într-o seară ar trebui să fie prezenți pentru a deschide lateralele și a aerisi solarul, dar și în cultură mare. În ce măsură acest sistem poate înlocui mâna omului? Într-o măsură foarte mare, dar trebuie să ne gândim totuși că analiza umană este cea care primează. Într-adevăr, așa cum putem observa aici, acest sistem optimizează total procesele din solar, putând înlocui aproape 100% omul. Dar totuși, ochiul specialistului este necesar mereu și va mai fi mult timp necesar. Într-adevăr, tehnologia evoluează de la zi la zi și cred că în curând, adică în câțiva ani, vom putea vedea instalate sisteme dotate cu inteligență artificială, inclusiv în agricultură, că vorbim de solarii sau de agricultura mare. Trebuie să ne gândim că agricultura de precizie, așa cum spune și numele, va trebui făcută cu o foarte mare precizie sau cu o precizie din ce în ce mai ridicată, tocmai pentru a optimiza producția, scăzând totodată costurile. Și ăsta este viitorul spre care ne îndreptăm. Sunteți pionieri în acest domeniu al agriculturii digitalizate și lansați așa un trend în România și mă bucur că o fac niște români. Spune-mi, te rog, când crezi tu că această agricultură digitalizată va lua amploare și va fi implementată la nivel de masă, adică pe suprafețe mari în România? Odată cu schimbarea generațiilor, tinerii sunt din ce în ce mai conectați, așa numită generație X va intra inclusiv în agricultură și viitorul, vrem nu vrem, ne arată că tehnologia își va pune amprenta aproape totală asupra vieții noastre, inclusiv în domeniul agriculturii. Cât de deschiși sunt la momentul acesta fermierii? Bănuiesc că deja intrând pe piață cu acest sistem aveți și reacția fermierilor. Ce spun despre această inteligență artificială? Există o oarecare reticență, dar asta s-a observat în toate domeniile de activitate de-a lungul istoriei, dar ușor, ușor
momentul în care descoperă avantajele majore pe care le aduce tehnologia digitalizată în agricultură, o acceptă, o integrează și apoi sunt fericiți. Ultima întrebare și de fapt o curiozitate pentru mine. Aș vrea să știu dacă acest sistem în viitor va reuși să înlocuiască cartarea agrochimică. Noi, asta e o provocare mare. Este o oarecare provocare, ținând cont că încă nu există un sistem de cartografiere chimică care să-ți transmită datele în timp real. Există acele sisteme de prelevare de mostre și transmisie în laboratoare, dar noi considerăm că până la sfârșitul anului viitor va exista un sistem capabil să facă o cartografiere chimică în timp real sau, cum se spune, near real time a marilor culturi mai ales. Spuneți-ne unde vă găsesc oamenii. Să spunem că este vorba de o companie românească, o echipă de tineri IT-și care au pătruns, iată, și în agricultură. Unde veți putea oferi mai multe informații despre acest sistem? Noi anul acesta am participat la mai multe evenimente agricole, expo, conferințe, dar cu siguranță ne veți găsi la Indagra 2018. Cu siguranță veți avea parte de mulți vizitatori, pentru că agricultura digitalizată ia amploare și în România. Vrând nevrând, o să trebuiască să adoptăm astfel de sisteme inteligente. Vă mulțumesc și felicitări pentru ceea ce faceți. Vă mulțumim mult!